Consiliul Superior al Magistraturii a scos la concurs posturile de conducere ale judecătoriilor din județul Neamț pentru că 4 din cele 5 instanțe judecătorești nu au președinți. La judecătoria Roman au fost scoase la concurs atât postul de președinte cât și acela de vicepreședinte. La judecătoria Piatra Neamț se caută un magistrat pentru postul de vicepreședinte, în timp ce la Târgu Neamț și Bicaz sunt vacante posturile de președinte. Consiliul Suprem al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, a scos la concurs 139 de funcții vacante de președinți și vicepreședinți la toate tipurile de instanțe, judecătorii, tribunale și curți de apel. Cei care își doresc să acceadă în funcțiile de conducere ale instanțelor de judecată trebuie să se înscrie la concurs până cel târziu în data de 5 noiembrie. Conform metodologiei de organizare, proiectele de management trebuie depuse atât pe suport de hârtie cât și pe suport electronic, până în data de 8 noiembrie. Pentru a ocupa un post de conducere la o instanță se impune o testare psihologică, probă planificată avea loc pe 15 noiembrie, iar în perioada 17-21 noiembrie candidații urmează să susțină interviul de testare psihologică, în acest caz comisia evaluând capacitatea candidaților de a lua decizii și a-și asuma răspunderea, precum și capacitatea de a face față la stres. Ultima probă a concursului de ocupare a unei asemenea funcții de conducere a unei instanțe este planificată pentru data de 8 decembrie, când candidații vor susține testarea scrisă privind managementul, comunicarea și resursele umane. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 29 decembrie.